Catedrala Notre-Dame din Strasbourg. Ia uitați-vă cât de înaltă, frumoasă. Și aici foarte mulți oameni, nu ai loc. Tot ce vreți. Dacă vreți să vedeți acest oraș frumos, recomand să vizionați acest vlog până la capăt, deoarece o să fie un vlog despre Strasbourg. Foarte multe cafenele. Superb. Imensitatea acestei clădiri este una fără măsură. Muzicieni și tot ce vreți aici. O frumusețe de oraș. Uite viața mea, uitați-vă ce doază. Aici avem și un trenuleț frumos, chiar lângă catedrală. Viața mea. Cât de frumos poate fi. Sunt chiar aici în centrul orașului Strasbourg. Un oraș cu o istorie vastă. Un oraș frumos, un oraș care trebuie să-l vedeți. Și cei care nu ați fost aici, prin acest vlog. Da, coada la intrare în catedrală e una imensă. Eu nu voi sta să intru, o să filmez doar de aici, de afară, pentru că nu am nici timpul necesar, dar cred că ar merita. Minunăție de oraș, oameni buni. Uitați-vă, vă rog, la aceste sculpturi imense și de ordinea sutelor sau miilor. Deci, vă dați seama câtă migăleală și cine a avut atâta răbdare și câți ani a trebuit. Wow! Hai să o filmăm și din partea asta, pentru că e o minunăție. Nu te întâlnești în fiecare zi cu așa ceva. Vă dați seama, uitați, acolo este o balustradă unde merg oamenii, cei care vor să urce, să vadă orașul de sus. Extraordinar. Adevărat impresionant. Totul este fantastic. Doamne, cât de frumos poate să fie, deci nu vine să cred. Ia uitați și clădirea asta aici, care conține foarte mult lemn. Foarte, foarte frumos. Oameni ai străzii cu câini. Și aici avem și un parc de distracție. Tot în centru. Mai mult pentru copii. Foarte frumos.
Ia uitați ce pirat. Salutare oameni buni. Ia uitați ce am în spate. Notre Dame. Strasbourg. Vă salut. Și încă o dată catedrala, apoi mergem să mai filmăm și alte părți frumoase ale orașului. Ia uitați! Toate străzile sunt foarte frumoase, pline, arhipline de oameni. Multe magazine și numai de marcă. Aceasta este Franța. Strasbourg, oameni buni, frumos orașul. Merită să veniți să-l vizitați pentru că aveți ce. Și aici tot felul de tarabe. Zici că ar fi o piață. Oh, e minunat să te plimbi aici pe aceste străzi pietonale, mare majoritatea din centru. Multe terase, am să mă opresc să beau și o cafea, cred că. Și poate mă conectez și la un Wi-Fi să pot posta un vlog frumos. Acesta va fi postat ceva mai târziu, dar o să-l vedeți cu siguranță. Uitați ce trenuleț frumos! Superb! Plin de oameni, frate, vă dați seama, care au plătit o grămadă de bani ca să se plimbe cu acest trenuleț. Nu știu, eu nu-i văd chiar așa gustul, dar este frumos, merită probabil. Să vedem și acest fluviu atât de frumos care traversează Strasbourgul. O să filmez undeva unde e mai mare și o să vă arăt și niște iahturi foarte frumoase de croazieră pe acel fluviu. Navighează și ceva vase de marfă, nave din astea mai mici. Ia uitați unde stau acolo. Da, e frumos, de ce nu? Fantastic cât de frumos este. Ia un vaporaj mic, plin de oameni, cred că acum se pregătește să pornească. Da, sigur. Hai să-l vedem. Hai să-l vedem că merită, este foarte frumos și plin, arhiplin, deci nu-mi vine să cred, uitați-vă. Da, și nu e înalt pentru că va intra pe sub acel pod de acolo. Vai de viața mea. Da, pentru acest lucru e jos, nu are înălțime mai mare, pentru ca să poată trece pe sub acel pod. Da, a blocat strada acolo, e poliția, mașina poliției, de nu se vede.
Sper că nu o să mă prindă ploaia. E cam noros. Nu ai loc pe unde să mergi aici pe pietonală. Foarte multe flori frumoase. Pentru iubitorii de flori. Peste tot sunt oameni ai străzii. Degeaba te afli într-un oraș modern, pentru că oamenii ai străzii o să găsești peste tot în această lume. Și credeți-mă că am umblat în multe locuri și am văzut multe. Deci că ar fi ceva nuferi. Uite ce verzi sunt. În timpul ăsta avem doi porumbei aici care sunt îndrăgostiți. Ia uite. Da. Frumusețe de oraș. Dacă tot am ajuns până aici, trebuia să fac și un vlog. Am dorit de mult acest timp. Bicicleta, lumea aici se plimbă doar cu bicicleta. Respectă natura. Da, mai sunt și mașini care circulă, dar are majoritatea, uitați, folosesc bicicleta. De ce nu? Trotinetă, trotinetele electrice, sunt la mare căutare. Sunt iubitor de motoare. Ia uitați ce motor frumos. Plac foarte mult trotuarurile. De aici toate sunt pavate. Și ia uitați-vă de aici. Ce clădiri frumoase. Uite, și de aici se vede vârful de la catedrala de la Notre Dame. Frumos, absolut tot. Voi și acolo, cer și tot. Hai să vedem și partea asta. De frumos poate fi tot orașul. Deci eu mă aflu în partea centrală a orașului. Pentru că mai mult am venit pentru catedrala. Dar dacă tot sunt în oraș, vreau să filmez cât mai mult posibil. Ia uitați pentru bicicletă. Ce frumos, nu? Ai vreo problemă? Ai chei, șurubelnițe, tot ce vrei, inclusiv să-ți umfli roata. Sute și sute de biciclete, mii, peste tot. Da, foarte bine. Când se vor folosi și la noi în număr atât de mare bicicletele, cred că nici 5% din procentul care îl folosesc cei de aici, din Franța, mai ales din Strasbourg, îl folosim noi în România, dacă ajungem 5%. Și încă un loc mirific, pe care nu puteam să-l ratez. Este atât de frumos. Ia uitați.
foarte, foarte, foarte frumos. Cât de frumos, deci nu-mi vine să cred cât de frumoasă e această apă aici, pe centrul orașului. Vedem ce este și aici. E ca un fel de mall, dar nu e mall. Vai de viața mea! Deci vă dați seama, se întinde pe sub mai multe clădiri. E prima dată când văd așa ceva, un mall de anumit, cu siguranță. Se întinde pe la parterul a mai multor clădiri, blocuri. Ia uitați, chiar și cum te duce pe trotuar, pe undeva de afară, dar de fapt ești într-un mall, uitați. Și te duci în față, te poți duce în față. Dar eu voi ieși din nou aici. Am vrut doar să văd ce este. Ia uitați-vă și acolo. Niște restaurante, cafe, baruri sau, mă rog, și sunt făcute din niște iahturi din alea care cândva se foloseau. Uitați cum sunt acolo în partea. Dar acum au devenit locuri unde poți să servești o cafea, să mănânci ceva bun. Frumos. Foarte frumos, nu mă așteptam să fie atât de frumos. Am mai fost în Strasburg, dar nu l-am vizitat cu adevărat. Doar așa, în mare, în trecere. Asta a fost problema, dar acum, dacă tot am venit și acest weekend îl voi petrece aici, am zis să fac și un vlog. Ia, biciclete vandalizate, distruse. Uitați. Clădirea e acolo, toată din sticlă. Și acolo în față avem niște zgârie nori frumoși. O să-i filmez și pe aia. Este fantastic de frumos, se vede. Tot e de scândură. Ia uitați aici, deasupra apei și podețul ăsta de aici. Foarte mulți tineri le place să stea aici. Totul este superb. Are alb pe cap. Da, e foarte închisă la culoare apa, deși e limpede, dar cred că e adânc, e foarte adânc aici. Uitați cât de frumos se văd acele trei turnuri, acele trei blocuri frumoase. Totul este superb.
Da, Strasburg, Strasburg. Recomand să vizitați acest oraș pentru că merită, este frumos. Și cu siguranță mai sunt multe lucruri pe care le puteți vizita aici. Eu nu am reușit să filmez absolut tot, doar așa în mare parte, și am crezut eu că e mai ok, dar sunt multe care cu siguranță sunt la fel de frumoase. Un parculeț frumos aici. Foarte multe restaurante, uite și acolo în față avem scoarță de copac. Ia uitați, scoarță de copac. Îmi place foarte mult stilul ăsta, ca să zic așa, pentru a fi pus în aceste bărculețe. De exemplu, uite, acolo e lăsat pământ. Îmi place. Da, așa cu scoarța asta, e extraordinar de frumos. Hai să mergem și în partea asta a orașului. Sunt foarte multe blocuri, toate îs făcute din sticlă, exteriorul. Și în față cred că avem o stație de tramvai. Da, exact despre ce am vorbit. Ia uitați ce tramvaie frumoase au aici în Strasburg. Foarte frumos, sper să vă placă acest vlog. Și cu siguranță să-l vedeți până la capăt, pentru că e un vlog foarte interesant și frumos, cu un oraș. Ia uitați clădirea asta. Merită toate like-urile din lume. Hai să trecem până e verde. Da. Traficul e unul destul de mare. Sunt aici pe o arteră. Am părăsit deja centrul. Nu mai sunt în centru, dar sunt în apropiere. Totuși aici traficul e destul de mare, au început mașinile, prin centru erau mai mulți care foloseau bicicleta, dar na, acolo e altceva. Haideți, vă aștept și cu un like, un subscribe. Acest lucru mă ajută foarte mult și nu vă costă nimic. Ia să aud în comentariile voastre ce spuneți despre acest oraș frumos, care merită toate aprecierile voastre. Da, destul de înorat este cerul.
Aveam impresia că va și ploua. Mâine e o zi mult mai frumoasă și cu soare. Dar decizia mea a fost să filmez, să fac acest vlog azi, deși probabil ieșea mult, mult, mult mai luminos și mai perfect dacă îl făceam mâine. Mâine este duminică. Uite acolo o clădire care acum se renovează, multe schele. Da, sigur. Să stăm și aici la semafor. Uite ce frumos arată clădirea aia. Trebuia neapărat să o filmez. Acești brăduți verzi sunt foarte frumoși. Aici, exact pe lângă acest trotuar, este și pentru bicicliști și pentru pietoni. Și această clădire, toată din sticlă, imensă. Uitați cât de frumoasă este. Da. Superb. Da, aglomerația e una infernală. De multe ori mașinile nici nu circulă, stau pe loc. Ia uitați. Ia uite ce avem aici. O scurgere de apă. Acolo este un teren de fotbal, handbal și alte. Văd că se și antrenează cineva acolo. Au și... Și aici e partea dinspre Germania, pentru că acest oraș e lipit, cum s-ar spune, exact de graniță. Și există un alt oraș, îmi scapă acum numele lui, în apropiere, e chiar lipit aici, doar apa, fluviul, desparte Franța de către Germania. Sunt în apropierea de, Germania. Și aici un loc foarte frumos, cu clădiri foarte noi. Super, super. Ia uitați cât de verde iarba asta. A fost tunsă, dar văd că a crescut din nou și trebuie din nou tunsă. Acolo avem niște mașini foarte frumoase, puse la expoziție, sunt de vânzare, inclusiv aceste BMW-uri. Și aici două Mercedes-uri. Strasburg, oameni. Orașul care merită vizitat. Toate clădirile arată excepțional. Nu vezi o tencuială căzută cum mai vezi pe la noi prin România sau ceva. Absolut toate, toate îs decente, îs extraordinare. Uite ce clădire făcută toată din lemn. Nu vine să cred, dar este adevărat. Așa că cei care încă nu ați ajuns în acest oraș mirific, îl recomand cu toată căldura. Ajungem și aici la un semafor, va trebui să ne grăbim pentru că e verde. Da, aici a venit primăvara. Totul e verde, frumos. Bine, mai urmează să înfrunzească copacii luna viitoare, dar uitați-vă această verdeață care e aici pe jos. Niște floricele albastre. Chiar aici, în părculețul ăsta, uite ce flori. Ce au înflorit, albastre. Acea clădire foarte frumoasă, țintuită toată cu cărămidă.
Uitați câte alee pentru biciclești, pietoni sunt aici. Acolo în depărtare se vede iară un tramvai. Eu sunt aici sus pe un pod. Și voi merge în față. Vom trece aici înapoi la semafor, este roșu. Și la urma urmei voi ajunge la un fluviu foarte mare, Rin. Rinul care traversează acest oraș frumos, Strasburg. Trec pe roșu acum, asta e, mă grăbesc. De frumos poate să arate acea clădire. Da, avem și aici în față un turn frumos care e făcut recent, nu e de mult, pentru că am fost în partea aia să văd ceva și am văzut că doar acum, de ceva timp, s-au ridicat acele clădiri. E chiar aici, pe malul Rinului. Foarte frumos, o să vă arăt și un pod extrem de frumos, care arată foarte bine. Da, ajungem aici pe pod, deasupra fluviului. Este un fluviu foarte mare, cu apă foarte frumoasă, limpede. Ia uitați ce frumos se vede și de aici. Și acolo este acel pod de care v-am spus. Uitați ce curbură frumoasă are de susținere. Este extraordinar. Da, oameni acolo pe bâncuțe, dacă se văd. Și acele clădiri. Deci e un cartier nou care acum se face, din câte știu și din câte am observat. Uite, chiar acolo nimeni nu e gata. Este șantier. Dar frumusețea Rinului este una nemărginită. Iar acolo, dacă se vede bine, nu mai trec strada pentru că sunt multe mașini, sunt foarte multe iahturi de croazieră mari. Iată mașina pe mine aici. Sunt chiar la balustradă. O se vede ce peisaj mirific ne oferă acest fluviu frumos și acele blocuri care sunt și ele foarte, foarte, foarte frumoase. Da, este extrem de frumos. Haideți, vă aștept să mă susțineți cu câte un like. Iar cei care nu v-ați abonat încă, abonați-vă la canal, apăsați și clopoțelul ca să fiți notificat de câte ori, de fiecare dată când eu postez câte un vlog ca și acesta atât de frumos. Și promit că o să fac și alte vloguri foarte frumoase în diferite locuri. Am dat aici în Europa, dar o să fie și afară. Am câteva în Filipine, pentru că în 2019 am fost în Filipine. Am stat acolo o lună de zile. Vita mea e din Filipine, așa că voi merge, s-ar putea ca la sfârșitul acestui an de sărbători să-l petrec acolo în Filipine. Uitați ce frumos este. Da. Strasburg, oraș de o frumusețe rară. Și ia uitați-vă la acest arc de susținere puternic. Ce structură imensă de susținere a acestui pod. Deci nu puteam să nu vin chiar aici, lângă el, să-l filmez, să vi-l arăt și vouă. Și aici este liniile de tramvai care trec pe acest pod frumos. Imens. Deci acel arc de susținere cu acele bări de fier sau cabluri. Dar cred că e fier. Fier brut. Sigur. Cineva face jogging. Ia uitați-vă cât de impresionante. Așa ceva poți să vezi.
doar aici, în Strasbourg, Franța. Și această balustradă e una pe măsură, frumoasă. Și uitați fluviul și toate împrejurimile lui, foarte frumoase. Da, nu știu de ce am crezut eu că e cablu. Da, e un cablu, uitați-vă că e striat. Sigur, sigur, extraordinar. Deci nu-mi vine să cred așa ceva. Dar este adevărat. Da, hai să vedem aici niște băieți care se antrenează. Cred că sportivi care participă, doar că sunt la antrenament acum. Aici pe Rin se fac multe sporturi nautice. Așa că vreau să-i văd mai de aproape. Ia uitați ce frumos, 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 frumos. Fuu, ce viteză au. Wow. Da, sunt patru. O să vedeți și aici în partea asta. Da, spuneam despre acest cartier nou care acum se construiește. Se și observă, o să fie un cartier foarte frumos, superb. Și aici, zona asta care e pregătită, uitați, toată e pregătită pentru niște clădiri foarte frumoase. Am văzut panourile din față ce o să fie. Deci Strasbourg. Altceva nu am ce să spun, nimic. Bine, Strasbourgul, așa cum am spus, și-a căpătat și libertatea de a fi ca și un stat. Deci e incorporat în Franța, dar de fapt, wow, uite ce frumos se vede tramvaiul. Ce frumos e acel vaporaș mic. Văd că e gol acum. Acesta este un, eu l-aș putea numi un yacht, pentru turiști, pentru cei care vor să se plimbe pe Rin. Da, chiar am văzut când era plin, arhiplin, plin, 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 plin de oameni. Și acolo cred că sunt ceva locuri unde se opresc, sunt și niște vaporoașe mai mici. Vom merge să filmăm și acolo să vedem despre ce e vorba. Și acest cartier de aici e foarte frumos. Superb. Și până acolo unde e podul ăla mare, care l-am filmat deja, este extraordinar. Și în față și peste tot unde mă uit sunt macarale turn. Deci acest oraș se dezvoltă cu o viteză uluitoare. Acolo o să cobor imediat și o să mergem pe malul acestui fluviu să filmăm și în partea asta. Apoi mai vedem. Ia uitați ce frumoase terenuri de fotbal etc. Foarte, foarte, foarte frumos. Eu o să cobor aici, sunt niște scări foarte frumoase, în număr foarte mare, și voi cobor jos. Da, uitați ce frumos este. Viața mea este bestial, 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 și fluviul se vede acolo. Este superb. Ia, acolo din nou patru care este caiacul pe apă. Totul este extraordinar. Se vede pe unde se întrece. Da,
Hai să facem filmarea așa cum trebuie. Toate podurile sunt extraordinare și cu o structură imensă. Oh, cât de frumoasă este apa în această dimineață. Ia uitați, sunt chiar aici pe mal. Se aud tot felul de păsări de apă. Acolo în față avem o lebădă. Și vom continua să vedem ce avem aici în față. Nici eu nu știu, pentru că acum sunt prima dată aici pe acest mal. Ia uite, vine la mine lebăda. Cred că e obișnuită și învățată cu oamenii care îi dă mâncare. Haide, vino! Eu nu am la mine acum să-i dau, dar vreau să o filmez pentru că e atât de frumoasă și merită. Oh, ia uitați-vă cât drăgălașe, și acolo avem pe cineva cu o barcă cu motor foarte rapidă. Dar pe mine mă interesează acest cormoran sau lebădă, ce e, nu știu, vrea să mănânce sărăcuța ceva, dar nu am nimic la mine, ce să-ți dau? Data viitoare. Hai, du-te. Da, chiar aici e doar împietruit. Sunt și niște băltuțe mici. Dar este ok. Iar două persoane fac jogging de dimineață, cum doar francezilor le place. Și nu numai. Dar la noi oamenii sunt mai cuturoși puțin. Și la noi au început, dar cam târziu. Deci aici se practică de mult acest sport de dimineață, care e atât de sănătos. Și număr foarte mare, uitați, alți doi care aleargă, e cuplu. Sigur. Da, aleea e împietruită, deci nu e asfalt sau ceva. Uuu, ce frumos, uite și aici. Doi cormorani din ăștia frumoși. Ia. Și aici o pasăre de apă frumoasă și un tip care face jogging. Ia uitați. Superb. Mergem aici unde e portul ăsta în față, unde sunt foarte multe bărci, iahturi, mai bine spus. Lumea face sport. Îmi place când văd oameni care se respectă și fac foarte mult jogging. Wow! Sper că îl prind pe ăsta, are o viteză foarte mare. Și vreau să-l filmez. Ia uitați cum vâzlește. Cu o viteză impresionantă. Cât de frumos! Super, super! Da. Și aici încă unul. Păi e un loc, e un rai a celor care practică acest sport aici. Vă dați seama, uite, nu e nici prea îmbrăcat și deși e destul de rece. Ca o săgeată. Da, acesta este un mic port, ca să zic așa, unde ancorează aceste nave care sunt acolo în față. O să le filmez și pe alea să le vedeți. Deci, da, scrie acolo pe 1. Da, aici oprește, ancorează acolo în acel cui de fier, apoi lumea se îmbarcă în iaht. Deci cei care își plimbă câinii doar cu lesa, din câte văd eu aici, da, trebuie să-l ții în lesă, obligatoriu. Oh, cât de mari sunt acești cormorani, sau lebede, ce îs, extraordinar cât e de mare. Foarte mulți practicanți de caiac, caiac canoe sau cum îi spune mai exact, niște aparate de sport. Vezi, avem aici și niște inele, niște mânere foarte ok. Sper să, adică chiar mă pun să fac și eu puțin. Frumusețe de loc. Da, avem niște vaporașe mai mari.
destul de vechi, dar plăcute. Arată bine pentru a te plimba pe acest fluviu frumos, imens și adânc. Vă dați seama că dacă sunt așa mari, înseamnă că și adâncimea e pe măsură. Foi, deci nu vine să cred, full persoane care fac jogging. Uite cât de bine arată. Da, este un vapor destul de mare. Dar e pentru persoane, se vede că se văd geamurile, deci poate cândva de demult a fost pentru marfă. Acolo e cabina capitanului, de unde cârmuie acest vas, ca să-i spun așa, și aici are o terasă, unde probabil își bea cafeluța. Da. Uai de viața mea, aici sunt foarte multe vase ancorate. Nu știu dacă mai le folosesc sau spuse așa de machetă, restaurante sau ceva de genul, dar le văd blocate, așa cum s-ar spune, aici, ancorate de foarte, foarte mult timp. Da, superb, foarte superb locul și aceste vaporașe. Deci vreau neapărat să vin și în partea asta să filmez, să vedeți. Și acolo avem o clădire frumoasă în alb, nouă. Și aici, o tipă din China aleargă cu câinele ei alb. Super, super, super. Da, sunt oprite. Sunt oprite, însă așa, probabil, să se mire lumea, să se uite lumea ce a fost, pentru că sunt foarte, cred că au construcția peste 100 de ani. Ia, dar mai ales ălea acolo, deci chiar nu se mai mișcă și nu mai sunt puse în funcțiune. Sunt ancorate și aici rămân. Dar e frumos să le admiri. Ia uite-ți cât de bine arată. Cred că a fost pescador cândva pe vremuri. Dar uitați-vă că iese fum. Cred că e restaurant la ora actuală. Sunt restaurante pur și simplu. Ui. Deci chiar iese fum de la bucătărie. Nu știu de ce am eu părere așa că... Ia uitați. Cineva locuiește în ele. Deci oameni care trăiesc ca și cum ar trăi în case. Deci, da, așa, eu asta cred. Unele sunt transformate în restaurante, pentru că chiar se vede acolo în față acel cu alb. Are și niște aeroterme din asta de climă. Dar am văzut aici câteva în care cred că se locuiește. Uite, de exemplu, și aici. Unul. Acesta are perdeluțe, tot, deci e l-a transformat într-o casă, bineînțeles. Și acela cred că e restaurant la ora actuală. Foarte multe dintre aceste vase au fost pescadoare, mai mult ca sigur, și au fost transformate în restaurante și case. Da, birouri în unele locuri. Deci nu-mi vine să cred ce văd aici. Pe acest fluviu foarte, foarte multe vapoare. Eu cred că o să mă opresc, pentru că am vrut să filmez câteva dintre ele, dar văd că e pe tot malul stâng a acestui fluviu sunt parcate astfel de ancorate astfel de vaporașe și pregătite pentru diferite chestii. Da. Și uitați și acest parc frumos, trebuia să-l filmez, e chiar aici, în oraș. Uitați ce copac, îmi plac foarte mult acest model de copaci pentru că se decojesc. Ia uitați, își pierde coaja și rămâne așa frumos, e unul imens.
sunt mai mulți de oameni pe aici prin parc. Așa că cam acesta a fost Strasburgul. Cu siguranță vine primăvara, oameni buni. Ia uitați aici niște narcise galbene în număr foarte mare. Uitați ce frumoase sunt și cum cresc. Ceea ce înseamnă că vine primăvara. Vestește primăvara. Foarte frumos, nu? Aici câteva care acum încep să înflorească. Și o tiroliană aici frumoasă. Mai mult pentru copii. Măsuțe pentru discuție, pentru șah, cei care vor să joace șah direct. Și foarte multe aparate de antrenament. Nice, your body! Cele trei turnuri care deja le-ați văzut, filmate acum din spate pe acest braț al Rhinului. Sunt foarte multe brațe din astea făcute special pentru iahturi și pentru cei care practică, dar nu, se vede că sunt foarte multe iahturi din astea de persoane, de croazieră. Așa că uitați-vă cât de frumos este. Peste tot oameni care fac jogging. Îmi place acest lucru. Multe embarcațiuni care sunt transformate. Îmi place foarte mult, foarte, foarte mult îmi place acest lucru. Ia uitați. Aici se pot și închiria niște bărcuțe din alea frumoase cu motor, schijeturi și alte chestii. Uite ce clădire frumoasă. Da, cam acesta a fost Strasburgul. Ia uitați aici. Ce oază de iahturi frumoase, toate în așteptare. Unele funcționale, altele transformate în restaurante, de exemplu cum e acel roșu de acolo și cred că și cel de acolo alb, dar astea de aici sunt superbe. Foarte frumos. Hai să-i vedem pe acești patru canotori. Și să filmăm și aici chiar aproape, aproape de apă. Sunt undeva la un metru față de suprafața apei. Și uitați ce frumos se vede. Francezilor le place acest lucru, ca într-o poveste de basm. Uite ce păpădie! Și uitați de aici de sus, cum se vede, tramvaiul a ajuns aici în stație. Acolo o grămadă de iahturi. Orașul în toată splendoarea lui, se vede inclusiv turnul de la Notre-Dame, unde am și filmat la începutul acestui videoclip. Și aici avem un cort, cineva a întins cortul și probabil trăiește acolo. Da, frumos. Turnul
de la Catedrala Notre-Dame. Avem acolo doi băieți cu un caiac. Și aici niște linii de tramvai sau de tren. Da, va trebui să trecem și aici trecerea de pietoni, să apăsăm și butonul, să așteptăm să se facă verde. Iar eu vă salut de aici din Strasbourg, Franța, și ne vedem la un nou vlog. Aveți grijă de voi, numai bine!